Vă salut, bine ați venit la un nou clip în legătură cu Bărbăit Trajan Cubriciu. Azi voi face un clip mai diferit față de celelalte, în speță voi încerca un alt tip de bridge pe care doar ce l-am primit. L-am luat de la un prieten din București de pe OLX. Tipul ăsta de bridge-uri se numește frameback. Adică are aceleași proprietăți ca un bridge clasic, numai că e format din coama briciului și ulterior atașa o lamă, fiind mai ieftin decât să ia profilul la concav al lamei, atașa o lamă de oțel foarte, foarte calitativ suedez. Briciurile, oțelul suedez era foarte calitativ și au făcut multe briciuri suedezii, au și exportat și la japonezi, și la englezi, și în special la francezi. E, și ei prelucrau lama asta și o atașau de corpul briciului. Se numesc frameback. Îl încerc acum pentru prima oară cu voi. Am mai încercat unul. Dar asta chiar e o premieră, n-am făcut niciun clip. Pentru prima oară când pun un bridge pe față de la altcineva. Și da, tot un frameback am încercat. Și mi-a plăcut atât de mult. Și era clar că oțelurile și briciurile făurite odinioară erau mult mai calitative față de oțelul care se folosește în briciurile noi. Pregătim barba cu săpun de barberit. Fică mea cântă. Ale. Da, o să vă arăt imediat briciul. Așa că am, pentru moment, a renunțat la Zollingen-ul meu, la Dovo. Pentru că... Ce? Vrei? Nu văd acolo. Păi vino, hai. Păi vino, dar ai venit și ce faci? Nu, nu. E, atunci dacă nu vrei. La dat doar mâna. Bună. Da, și... Vă arăt mie briciu, da? Mâinile trebuie să fie, deci trebuie să fie uscate, da? Atunci când luăm briciu mâna, ca să avem, să nu se întâmple un accident, da? Așa arată. Ia uitați-vă. Deci, o lamă, este corpul briciului și o lamă foarte, foarte ascuțită, da? Atașată de corpul briciului. Vezi cât de subțire e. Cred că se observă și pe cameră. Pe el scrie Acier Suédois, garantie. Iar briciul brandului este Antoine Touzet. Briciul ăsta e de pe la 1900. Deci e un brici vechi, un oțel foarte, foarte calitativ. Ia să vedem cum taie. O să încerc să vin mai aproape. Senzație total diferită față de cel cu care mă beream, Dovo Zollingen. Asta e mult mai ușor și total diferită senzația, dar taie mult mai, mi se pare că e, feeling-ul e mult mai plăcut decât la celălalt. Asta e impresia mea. Ia să vedem. Da. Incredibil ce se făcea acum 100 de ani. Ce calitate era la oțel. Deci nu se compară. E total diferit.
Este și mult mai ușor în mână, pentru că e mai puțin material. Nu mai vine forma aia, un cap vine direct lama, din brici. E... Sunt super mulțumit. Mai mă întorc la ăla, vă zic sincer. Francezii, na, suedezii, știa ce făceau. Și oțelul e net superior, adică nu se compară. Nu se compară, e... Deci sunt îndrăgostit de genul ăsta de briciuri. Frame back. Ia să vedem. Cremă avem? Avem. Deci ăsta e, nu e cu lamă interschimbabilă, da? E brici clasic care se ascute pe stropul de piele, da? Îl ascute și pe ăsta la fel. Mai că v-am zis, senzația e total diferită. E spre bine. Deci nu mai revin la genul ăla de briciuri. Și dacă mai iau briciuri pe viitor, mi-au din ăsta vechi. Oțelul e mult mai calitativ și senzația e mult mai plăcută. Cel puțin așa îl percep eu. E mult mai plăcută. Am terminat cu prima pasă. Bărberitul în sensul creșterii firului de păr. Da? De sus în jos. Urmează cea de-a doua pasă. Doar pentru asta trebuie să dau briciu, da? Pe stropul de piele. Revin imediat. Am revenit. Când nu folosim briciu, da? Îl punem deoparte ca să nu ne accidentăm. Urmează bărberitul în răspăr, da? De jos în sus. E senzația pe care ți-o dau briciurile astea veche. Cel puțin tipul ăsta de brici. Frame back e incredibil. Deci nu pot să vă descriu. Voilà. Ne spălăm pe mâini, da? Să avem mâinile curate și, evident, uscate. Ce-ați mai făcut? Sunteți bine? Trebuie să fiți, asta e, orice ar fi. Da? Deci mâinile uscate pe aici, ca să nu vă alunece. Deschidem briciul. Ia să vedem care-i treaba. Da. E incredibil. E incredibil. Ce oțel de calitate și ce senzație îți lasă briciul ăsta vechi, tipul ăsta de briciuri. Și cu oțelul ăsta suedez. Era net, mi se pare net superior față de Zollinger, față de nemți. Ok, nu mai avem nimic acolo, aplicăm cremă.
Da. Total diferit. Nu știu de cum de n-am știut eu de frameback-uri până acum. Deci e total diferit față de zorindul ăla care l-aveam eu. Gândiți-vă că ăsta e ca atât de ușor și e ca o mașină sport. Foarte. Ce-i tati? Vreau. Stai că mai am timp și termin, da? Da? Foarte frumos ai făcut. Foarte frumos, mai am timp și termin. Să vedem și ce-a mai rămas la mustață. Da, deci m-am convins. Frameback, fraților, e incredibil. Verificăm dacă mai avem. Fire de păr pe undeva? Ia să vedem. Nimic. Plătim la sfârșit, evident, cu apă rece. Cel mai bun aftershave. Apă rece, din abundență. Știți cum e? Senzația? Nu că plăcută, e... Deci e incredibil cum... Incredibil cum lasă... De-aia vă zic, treceți, fraților, la bridge sau la... Dacă nu la bridge, la... Safety razor, pare că e aparatul clasic în care pui lama. Dacă nu vi se dă mâna la bridge, vi se pare destul de greu. Bridge-ul nu e atât de scump, da. E 150 de lei am dat pe el, dar gândiți-vă că e un oțel de 100 de ani, un bridge incredibil care face treaba mult mai bine decât cel care l-aveam eu de nou, Dovozo Lincoln. E senzație total diferită și e mult mai rapid, e mult mai... Deci e incredibil. Vă doresc toate cele bune, sper să ne mai vedem pe aici. Dacă aveți întrebări, o să vă răspund la ele când... Evident, am timp, îmi fac timp de obicei să vă răspund. Sper că sunteți bine și vă doresc weekend plăcut, având în vedere că azi e cât e sâmbătă, 28 octombrie 2023. Toate cele bune și spor la bărberit!